La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei și Uniunea Europeană au stabilit desfășurarea în fiecare an, la data de 25 octombrie, a Zilei Justiției Civile, cu scopul de a aduce în atenția publicului modul de funcționare a justiției. Cu această ocazie, reprezentanții instanțelor gălățene, printre care și vicepreședintele Tribunalului Galați, judecător Luminița Bănescu, au primit cu brațele deschise elevi și studenți interesați de domeniul dreptului. Pentru că sunteți și boboci, pentru că mi se pare util să vă expun în prealabil un mod de organizare al instanțelor, am să vă prezint un pic cum sunt organizate instanțele la nivel național, cum este organizată instanța noastră și după aceea o să mergem și o să și vedem. Adică o să facem o aplicație teoretică și după aceea una practică. 25 de studenți din anul întâi la Facultatea de Drept, dar și câțiva elevi de la Colegiul Național Vasile Alexandria au vizitat arhivele, secțiile civile, birourile președinților de instanță, precum și o sală de judecată. Aceștia au fost încântați de ceea ce au văzut și de faptul că au avut pentru prima dată ocazia să cunoască practic activitatea Tribunalului Galați. A fost o nouă experiență, având în vedere că noi suntem anul întâi. Până acum nu ni s-a dat această posibilitate de niciun liceu, prin faptul că suntem studenți la drept, iar dreptul este un domeniu teoretic, unul uman. Am văzut aplicația teoretică și am făcut o practică oarecum, alături de cei doi coordonatori. A fost o experiență inedită, aș vrea să o repet și la anul și cred că am învățat ceva nou. Mi s-a părut foarte interesant. Student în anul întâi e puțin ciudat. Învățăm la școală instituțiile, dar niciodată nu avem acces la ele, doar imaginația noastră și ceea ce vedem prin filme. E mult mai interesant să vedem noi. Celebrarea Zilei Justiției Civile are ca scop principal să reamintească faptul că justiția este în primul rând un serviciu pentru cetățeni.